psiholog clinician și terapeut, de fapt. Am chemat-o să mai vorbim serios și despre copii. Am aflat de curând că avem amândoi copii de vârste apropiate, deci vorbim limbi la fel de somnoroase. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum nu o să vorbim despre bebeluși, evident, o să vorbim despre copiii care deja vorbesc, se conectează altfel la părinți, dar trebuie să fim pregătiți. Unii oameni zic, nu am destul timp să mă conectez cu copilul, dar și în timpul ăla puțin pare să că nu se conectează, ci doar stau în același mediu, în aceeași încăpere. Unde greșim? La ce nu suntem atenți? În primul rând, noi trebuie să oferim copilului timp de calitate, nu cantitate. Chiar dacă stăm sub același acoperiș și eu am o altă activitate și nu-l implic pe copil deloc în activitățile pe care eu le fac, chiar dacă este, nu știu, gătit sau curățenie în casă sau aranjatul hainelor sau orice altceva, nu este timp de calitate. Și, într-adevăr, părinții care nu se conectează la copil nu sunt cumva în totalitate deconectați de problemele de zi cu zi. Și cumva nu înțeleg că așa cum și ei au nevoie de anumite, nu știu, lucruri pe care să și le valorifice, nu știu, să meargă la salon sau să meargă să facă ceva pentru părinte, pentru mama sau tata, așa are nevoie și copilul, să se conecteze la părinte. Doar și că să-și ia combustibilul necesar pentru a funcționa. Doar că părintele poate obține asta cu o aplicație, cu un bilet cumpărat, copilul nu are șansa asta, are nevoie de încă un ajutor. Și depinde în totalitate de părinte. Da. Și noi ne focusăm foarte mult pe să mănânce copilul, să fie bine, să fie îmbrăcat frumos, să aibă jucăriile pe care poate noi nu le-am avut în copilăria noastră și ne focusăm foarte mult pe obiective pe termen scurt. Să învățăm să mănânce frumos, să scăpăm de Pampers cât mai repede. Să vorbească repede. Să vorbească repede. Păi eu la meu citesc în engleză, așa e de capul meu. Am o carte în care bag degetul și iese un cap de pisoi și e pe engleză. Lui nu-i pasă în ce limbă e, dar faptul că mă aude, am observat că prinde. Exact. Sper. Nici nu contează ce vorbim cu copilul la momentul acesta, adică când copiii sunt foarte mici. După aceea, evident că contează și ce informații dăm copilului și cum. Deci să nu mai citesc Pitagora și Aristotel? Nu chiar acum, cam peste un an așa. Okay. Important este să ne conectăm. Să ne conectăm și să fim conștienți că nu avem nevoie să ne conectăm cu copilul 24 de ore, ci doar, nu știu, 10 minute, 3 minute, 5 minute, 4 minute, cât simte părintele că poate să se elibereze de tot ceea ce are, telefon, televizor, emisiunea preferată sau un gătit repede sau sună telefonul, trebuie să răspund la un mesaj, la un mail. Nu este conectare. Pentru că mintea mea este în altă parte. Las telefonul deoparte, închid televizor și stau cu propriul copil și îl ascult, îl observ, îi dau atenție, îi respect tot ceea ce face și nu încep și îl critic și îi spun, ok, aici eu aș face așa, nu ai făcut bine. Face cum știe, pentru că e mic. Sau, mă rog, având 6, 7, 8 ani, tot mic este și tot nu are experiența pe care noi o avem. Și atunci așteptăm ca părinți să fie mai toleranți, mai răbdători, deși răbdarea după 8, 10, 12 ore de muncă e cam la limită. La mine după 2 ore se duce. Vreau să spun o întrebare mai din zilele noastre. Pentru că ce am discutat până acum se potrivea și în altă eră, de exemplu, părinții mei veneau târziu de la fabrică. Dar acum asistăm la un fenomen nou. Ieri vorbeam cu un tata 3, nu știu cum faci, și mi-a spus așa, de la o vârstă încolo simt că eu vreau să mă apropii de ei, dar parcă pentru ei nu mai însemn mare lucru, nu mă bag în seamă. Greșim noi adulții sau sunt deja prea mult, poate sunt prea multe lucruri în jur care le atrag atenția și cum facem să redevenim o piesă importantă? Că acum la 7 luni e legat de tine. Mamă, când se agață odată zici că e ursul koala. Dar descoperim, mai ales noi tații, cred că suntem super supărați când ei nu mai se conectează la noi. Deși noi venim poate spre ei. Foarte important, până la vârsta de 2 ani se formează atașamentul. Dacă eu am fost alături de copil, copiii vin să-și ia combustibilul, cei mici vin non-stop. Da? În momentul în care vine copilul la tine și plânge și întinde mâinile să-l iei în brațe, ar trebui să lași tot ce ai în mână și să le iei în brațe, pentru că are nevoie de această hrană emoțională. Okay. Dacă acest lucru în perioada 0-2 ani nu se face cumva foarte bine și lecția nu este predată foarte bine, din păcate după aceea este mai greu să mă conectez cu copilul. Pentru că copilul învață, dacă vine odată și întinde mâinile și nu mă iei în brațe, da? Ok, înțeleg că a fost o... Na, nu ai avut chef. A doua oară n-ai avut chef. A treia oară n-ai avut chef, dar a patra oară nu mai vin. Îmi fac mecanismele mele de apărare, care voi funcționa și când voi deveni adult. Adică dacă mă duc la cineva și mă refuză, ok, sunt împăcat cu asta. Da? Pot să nu fiu acceptat. Da? Pentru că e cumva condiționat. Adică eu îi dau condiționat copilului ceva. Okay. Nu-i dau tot timpul. El are nevoie tot timpul, pentru că e mic, nu știe, el este dependent de adult. El e un burete, și atunci, de fapt. Exact, și el are nevoie să fie luat în brațe, să vadă, dar de la nivelul ăla nu are cum să vadă. Și după vârsta de 2 ani până la 3 ani, focusul nostru este pe limbaj, după care este partea de creativitate și imaginație, 3, 4, 5 ani, da. Și motricitatea este tot în perioada asta, până în 3 ani, da? Pentru că el începe să umble, merge de-a bușelea, urcă, coboară scări, da? Motricitate grosieră. După care iarăși vine partea de adolescență, da? Și înainte de adolescență este partea asta de grijă, sprijin, nu are nevoie de interogatoriu. Pentru că tendința noastră e când copilul vine de la grădiniță să-l întreb: ce ai făcut astăzi? Ce ai făcut astăzi? Și asta este cumva o întrebare de control. Și al Popescu de ce poate? Exact. Un singur lucru mai vreau să știu, că acum așa de fain este când zâmbim unul altul. De la ce vârstă vrea băiatul și de la ce vârstă vrea fata să te vadă închis în casă sau poate chiar în mașina de spălat? Când încep să ne urască? 13? Eu zic, 12? Copiii e în funcție de părinți. E în funcție de părinți. Deci nu există o regulă. Nu toți copiii își urăsc părinții sau vorbesc urât despre părinți. Eu sunt pregătit. De-aia, ca să fiu corect, așa, din punct de vedere psihologic, adun foarte multe filmulețe defăimătoare pentru a le folosi atunci când nu mă mai suna. Iată. Mulțumim, să ne vedem cu bine. Mulțumesc și eu. Sunt sigur că v-am stârnit puțin și poate v-ați gândit la minutele din săptămâna asta petrecute cu Olamicu. Noi nu suntem aici să facem poliție, nici noi nu avem timp. Nu învățăm pe nimeni, dar încercăm să tragem semnale de alarmă, lucruri pe care părinții noștri poate le-au omis și nu vreau să zic mai mult.